Bună ziua! Să trăiți! Trei zile România a căpătat aura pe care ne-am dorit mereu să o poarte. Trei zile în care românii și-au îndreptat ochii și plecat fruntea în fața unui musafir în haine albe. Indiferent de locul unde se aflau, de ploaia la care așteptau finalul sau de forma pe care o avea credința lor. Am primit un trecător cu care fiecare ne-am lăsat seduși de sentimentul că putem scrie istorie împreună. Toți un soi de aură, da, care începe să ne placă. Venirea papei a adus o aură de normalitate, de seninătate și chiar un pic mai mult. Parcă ne-a atins cu aripă de înger. Adică societatea asta românească avea nevoie de un motiv de coagulare. Nu de coagulare în sensul unirii forțelor pentru nu știu ce problemă majoră a societății, dar de coagulare în sensul binelui, al adevărului, al dreptății, al bunătății. Și în zilele acelea, parcă s-au întâmplat minuni. Ați băgat de seamă, de la vreme care s-a schimbat odată cu venirea papei într-un loc sau în altul, până la bunătatea și până la generozitatea oamenilor. Pe fețele oamenilor se vedea nu numai emoție, se vedea parcă înțelegere pentru aproapele lor. Avea impresia că din Cartea Sfântă a creștinilor, care este Biblia, se revarsă cele mai frumoase învățături. Am rămas impresionat de ordinea și disciplina din toate cele patru locuri unde a fost sanctitatea sa. La Blaj am văzut că după ce s-au încheiat toate manifestările, erau pregătiți voluntarii să strângă ceea ce rămâne de obicei când se adună mulți oameni la un loc și n-a fost nimic de strâns. Cari fratelli e sorelle, buona seara! Qui con voi si sente il calore di essere in famiglia, circondati da piccoli e grandi. È facile, vedendovi e sostenendovi, sentirsi a casa. Il Papa tra di voi si sente a casa. Grazie per il vostro caloroso benvenuto. Gioia che condividevano Elisabetta e Ioan. Bravi questi due. Sono foarte buni acești doi părinți. Con i loro 11 figli, tutti diversi, arrivati da luoghi diversi, ma oggi sono tutti riuniti. Così come qualche tempo fa, ogni domenica mattina prendevano tutti insieme la strada verso la chiesa. La felicità dei genitori di vedere i figli riuniti. Sicuramente oggi in cielo si fa festa vedendo tanti figli che si sono decisi a stare insieme. Non am venit singuri, ci împreună cu toți cei 11 copii ai noștri. Unii dintre ei au venit de peste hotare pentru a fi aici, din Belgia, din Italia sau de peste Prut, din Republica Moldova. Ne rugăm și pentru Santitatea voastră, Sfinte Părinte, ca Maica Domnului să vă ocrotească mereu. Vă mulțumim, Sfinte Părinte! A fost vorba de emoții care s-au transmis oamenilor și tare mi-ar plăcea să știu că această atmosferă va dăinui. Am auzit de altfel unii martori care au spus că își schimbă conduita după această vizită. Ce poate fi mai frumos? Își schimbă conduita în bine, vor fi
mai puțin preocupați de bunuri materiale, se vor gândi mai mult la confortul lor spiritual, vor citi mai mult. Noi facem acum un exercițiu de optimism, adică la modul ideal, sperăm că așa vom... Așa sperăm, dar m-ați întrebat de aură și într-adevăr a fost vorba de o aură de sfințenie care ni s-a transmis. Eu cred că dincolo de credință și de faptul că am exersat într-un fel sau altul sentimentul că aparținem a ceva frumos și cu care ne place să ne identificăm, am vibrat cu toții, fiecare în parte, oricât de departe am fost, dacă vreți, de această vizită, la mesajele pe care le-am primit. S-a vorbit despre migrație, s-a vorbit despre moralitate, s-a vorbit despre cărările pe care ar trebui să le avem întotdeauna către vecinii noștri, așa, lucruri care nu ni se spun în general de la tribună. Nu mai suntem obișnuiți cu genul acesta de mesaj. Așa este. Am ajuns să bănuim și sinceritatea de nesinceritate. Limbajul acesta dublu pe care îl practicăm uneori în viața publică e periculos. Ar fi bine să ne dezvelim sufletele și să ne ferim de contrafaceri, de prefăcătorie. Noi aparteniamo gli uni agli altri e la felicità personale passa dal rendere felici gli altri. Tutto il resto sono favole. Adesso preghiamo insieme la Madonna prima della benedizione. Acum, înainte de binecuvântare, să ne rugăm împreună la Preasfânta Fecioară Maria. Ave Maria. Bucură-te, Marie! Cea plină de grație, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între C'era un'anziana. Era o femeie bătrână. Abbastanza anziana. Destul de bătrână. Nonna. O bunică. E nelle braccia aveva il nipote più o meno due mesi, non di più. Și pe brațe îl ținea pe nepotul său de mai mult sau mai puțin de două luni. Quando io passai, când eu am trecut, me l'ha fatto vedere. Me l'ha arătat. Sorrideva. Sorridea, zâmbea. E sorrideva con un sorriso di complicità. Și sorridea cu un surâs de complicitate. Come dicendomi, guardi, adesso io posso sognare. Ca și cum mi-ar fi spus, uite, acum și eu pot să visez. Poi, nel momento mi sono emozionato. Apoi, pe moment, m-am emoționat. E non ebbi la il coraggio di andare e portarla qui avanti. Și n-am avut curajul să merg și să o chem aici în față. E per questo lo racconto. Pentru aceasta am povestit-o. Societatea românească, revin la ce spuneam, avea nevoie de o asemenea pildă. O pildă dată de un român în România poate că nu mai e relevantă, dar o pildă care vine de la un asemenea om, de la o asemenea personalitate, care cunoaște lumea din Argentina până la Roma și din Statele Unite până în Asia, un asemenea om poate să fie un exemplu. Mai e și nevoia societății românești de modele. Societatea are nevoie de modele. În elita românească e nevoie de modele, nu neapărat pure, că puritatea există numai la Dumnezeu, dar de modele viabile. Orice constatăm în societate că modelele cad unul după altul, oamenii nu mai au încredere în elite. Ori societățile viabile sunt cele care își cultivă elitele. Mi se pare că Nietzsche spunea că o societate nu este de lăudat pentru că își preamărește eroii morți, ci o societate e de lăudat când își preamărește oamenii importanți în timpul vieții. Pelerinii așteptau să li se întâmple ceva bun. Toată lumea vrea să treacă, să vadă cum trece papa mobilul cu omul ăsta îmbrăcat în alb, care era un simbol, un om, la cuvântul căruia răspund 1.300.000.000 de credincioși de pe toată planeta asta.
Dincolo de această așteptare, au găsit un om pe care l-au putut atinge, care s-a oprit să salute cățelul SPP-ului. A rămas cumva în conștiința publică mai mult decât alte mesaje, da, la care oamenii se așteptau. Pentru că Papa Francisc are o calitate umană deosebită, o căldură omenească, și românii care au un cuvânt special pentru omenie, cuvântul omenie, care în alte limbi nu există sau e foarte greu de tradus, românii au înțeles omenia lui și el s-a purtat cu această omenie. Eu cunosc șirul papilor de la Roma în acești 2000 de ani. Nu-i pot recita pe toți de la origini până acum, că sunt foarte mulți, dar știu pe cei mai importanți dintre ei. Este primul papă a cărui față umană e mult mai puternică decât fața instituțională, decât misiunea pe care o are asumată. Și fața asta umană îl face să se apropie, să salute un câine, să mângâie o femeie bătrână, să fie emoționat când îl îmbrățișează copiii, să ceară să meargă într-o casă de oameni simpli, romi sau alții, și face asta peste tot. Asta nu cred, adică sunt convins că nu o face din calcul politic sau din protocol, ci o face pentru că sufletul lui dictează să fie așa. Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Acestea au fost primele cuvinte adresate de Papa Francisc, noul episcop al Romei, de la balconul binecuvântărilor din piața San Pietro. A vorbit despre frații lui cardinali care s-ar fi dus să aducă un succesor pentru Sfântul Petru, tocmai de la capătul lumii. Era în noaptea de 13 martie 2013, când la ieșirea din conclavul însărcinat să-l aleagă pe succesorul papei de misionar, s-a pronunțat celebra formulă latină Habemus Papam, anunțându-se lumii întregi alegerea cardinalului Jorge Mario Bergoglio sub numele de Francisc, în amintirea lui Francisc de Assisi. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Nu există om cu care Papa Francisc să fi intrat în contact care să poată spune că momentul de grație al întâlnirii cu acest lider atipic se va șterge vreodată. Și o parte dintre fericiții care îl văd periodic, îi vorbesc sau îi răspund la întrebări, sunt români. Te baricadează, te închide fără telefoane, fără nimic, aparate, radio, deci orice e legat de electronică. Deci cum stăteau cardinalii, stăteați și voi, echipa care îi ajuta. Deci știm de 2-3 zile, noi am intrat cu zi înainte, deci 100 și ceva de cardinali care iai la micul dejun, la prânz, la cină, care dorm acolo, deci ziua își fac treburile lor, se duc să voteze, mă rog, și așa mai departe. Și la care surprinzător, după ce a fost ales Papa Francesco. Bergoglio Francesco, care printre altele nici nu aveam imaginea cunoscută. Aveau un fel de hartă, de mapă cu toate fețele, deci cardinalilor, deci care era posibil. Și mă uitam, zic, mă, cine să fie fost? Zic, nu am nici să-l servez, nici asta, nu. Și când am văzut fotografia, chiar pur și simplu, nu recunoșteam. Santo Padre, la ringraziamo per la sua visita in Romania. Santità, lei sa che milioni dei nostri connazionali hanno emigrato negli ultimi anni. Quale sarebbe il suo messaggio per una famiglia che lascia i propri figli per andare a lavorare all'estero con lo scopo di assicurare loro una vita migliore? Grazie. Prima di tutto, questo mi fa pensare all'amore della famiglia. Perché staccarsi in due, in tre, non è una cosa bella. Se c'è sempre la nostalgia di ritrovarci,
staccarsi perché non manchi niente alla famiglia è un atto di amore. Nella messa abbiamo sentito l'ultima petizione, la messa di ieri, di quella signora che lavorava nell'estero per aiutare la famiglia. Sempre un distacco così è doloroso. Ma perché se ne vanno? Non per fare turismo, per necessità. Necessità. E tante volte non è perché il paese non trovi, tante volte sono risultati di una politica mondiale che incide su di questo. Non so, questa è la mia risposta, un appello alla solidarietà mondiale, in questo momento che la Romania è alla presidenza delle Nazioni Unite, guardarla un po'. Petru Tâmpău are 37 de ani și este în Italia de la 17 ani. De loc din Adjud, județul Vrancea, este cel mai mic din cei 5 frați crescuți de o mamă singură. Când era la liceu, în clasa a 10-a, a înțeles că nu mai poate continua să ceară bani de la mama lui. Spune că venise democrația cea mare, erau de toate și bani puțini. A ajuns la Roma, unde i-a plăcut și a rămas. Conclavul de alegere a papei din martie 2013 l-a prins de serviciu în Santa Marta, reședința unde, tradițional, se decide cine va fi viitorul papă. Era Kellner. A fost consemnat acolo pentru 3 zile, fără telefon sau contact cu exteriorul, la fel ca toți cardinalii și personalul suport din clădire. Când a ieșit fumul alb, au știut cu toții că istoria a fost scrisă și cu ajutorul lor. La început era un lucru emoționant. Hai, papa, Francesco, ți duci tu, mă duc eu, ce facem? Ce... Apoi, pe parcurs a devenit obișnuință, înseamnă, dar nu obișnuință, că deci nu mai ai atenția respectivă sau ca înainte. Deci, obișnuință, da, dai telefon la bucătărie, deci a venit papa, era prânz, dați-mi prânzul lui. Că... Noi suntem mai mult decât curioși să întrebăm ce mănâncă el. Nu, și are o dietă făcută de medicii de acolo, din intern, de lucruri simple, orez alb, fără nimic, fără, își pune el un pic de parmezan sau paste albe, pește alternate cu multe verduri și așa mai departe. Deci nimic de special. În particular fără sale, pentru că nu are voie să mănânce sărat. Sunt 6 ani de când Petru îl servește pe Papa Francisc, după ce actualul pontif a decis să nu accepte reședința papală tradițională și a dorit să locuiască la Santa Marta. Această reședință austeră din spatele Bazilicii San Pietro, românul a fost dintre cei păstrați în echipă. De atunci îi servește papei ceaiul de dimineață, sucul de portocale sau mâncărurile foarte simple pe care le alege pentru prânz. Ceea ce vreau să... că de 2 ori pe săptămână mâncați cu el? Miercurea și duminica. Povestim normal. Poate spus o glumă care chiar a plăcut și începe să râdă și el. Poate, de exemplu, duminica trecută s-a întâmplat că am mâncat înăuntru. Deci a fost o jumătate de oră care în jumătate de oră nu mai râsele. Nu și-a închipuit niciodată că va lucra pentru papă, sau că soția lui va fi de origine peruană, sau că pe băiatul lui îl va boteza șeful bisericii catolice. La fel cum n-a visat că în fiecare miercuri și duminică va împărți mesele de prânz cu Papa Francisc, într-un ritual senzațional și la îndemână de opotrivă. Pentru că acest papă e mai mult decât cel despre care se spune că ar fi cel mai puternic om al planetei. Un lucru formidabil la dânsul e faptul că își aduce aminte numele la persoane. Deci deja din primele zile el știa numele meu, știa numărul colegului meu și așa mai departe. Deci e foarte atent la lucrurile astea. Mai ales având în vedere faptul vârstei. Deci, mă rog, 82, 6 ani mai puțin avea atunci, dar totuși e foarte atent la chestiile astea. Și aduce aminte și numele copiilor. În sensul că de mai întreabă de când ce se mai face familia, copiii și așa mai departe. Cred că lucrul principal la el e care a ales, care e ședință să stea împreună cu alții, e tocmai faptul pentru că dacă ar fi stat singur în apartamentul său, s-ar fi izolat și ar fi trăit într-un mod deprimant. Și artificial. Și artificial, pentru că nu reușești să fii la contact cu lumea, să asculți problemele celuilalt.
Pentru că dacă tu stai în apartamentul tău de 280 de metri pătrați cât are, mă rog, 8 camere și nu mai știu ce, ce ți-ai secretarul care stă la ușă, ți-aduce scrisoarea aia, actele de semnat și așa mai departe. Tu pe cine vezi? În schimb, așa, de 30 dimineața, cobor liftul și le întâlnesc, ce știu eu, cu femeia de serviciu. Sogniamo che possano costruirsi un futuro senza dimenticarsi da dove sono partiti. Sogniamo che tutto il nostro popolo non dimentichi le sue radici. Voi guardate il futuro e aprite il domani per i vostri figli, per i vostri nipoti, per il vostro popolo, offrendo il meglio che avete imparato durante il vostro cammino, che non dimentico da dove sono partiti. Dovunque andranno, qualunque cosa faranno, non dimentichino le radici. Dacă un mesaj vine din sufletul omului, se vede după ochi, se vede după vibrația vocii. Ori acest papă știe să transmită mesaje pe care el le are în suflet, nu le inventează, nu calculează. Acum ar fi bine să spun acest lucru din motivele X sau Y. Îi vin pentru că este un ales, este o ființă extraordinară și poporul român a simțit acest lucru. Benedica Vos Omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Era în altarul Bazilicii San Pietro. Atunci Rafael și Alisa au pășit pentru prima oară în fața suveranului pontif. Participau la o procesiune care celebra nașterea pruncului Iisus în Ieslea de la Betleem, de acum 2000 de ani. Fetița și băiatul cu părinți originari din România l-au însoțit pe Sfântul Părinte în timpul liturghiei de la Crăciunul trecut. Părintele paroh, care nu este paroh în comunitatea din la Dispul, și m-a întrebat: Daniela, vrei ca Rafael să meargă noapte de Crăciun? I-am zis că, da, părinte, cum să nu? Am ajuns acasă și am zis: Rafael, vrei, mami, să mergi? La început a fost un pic așa, că nu știa ce să zică. Ce urma să se întâmple în noaptea de Crăciun? În noaptea de Crăciun trebuia să ducă flori la Ieslea lui Iisus. A zis mama, eram atât de emoționat că nu am reușit să zic nimic. E adevărat, mami? Și tu, așa? Era emoționată? Deși au fost aleși aleatoriu din două parohii diferite, una din Roma, alta în La Dispoli, un oraș de pe malul mării, au descoperit că la origini plecaseră spre Italia din aceeași comună mare din județul Bacău, din Săbăoani. Sunteți fetele lui tata acum. Sunteți cu comunile aici. Da, da, sigur, sigur. Fetele mele au fost invitate pentru a duce flori pruncului Iisus alături de Sfântul Părinte Baba. Fetele au avut ocazia să-l atingă, să stea foarte aproape de el. Eu am fost la câțiva metri, dar oricum emoția este foarte, foarte, foarte puternică. Știind că este o persoană, nu știu, nu cred că am cuvinte să spun. Eu aș zice cea mai bună de pe lume. Pe cât de puternică este, pe atât de simplă, pe atât de aproape de lumea din popor. Sunt emoții puternice și oricum o energie pozitivă extrem de mare. Ce coincidență poate fi asta? Sau cât de mulți români sunt în Italia? Ca doi copii chemați să-și întâlnească papa, să afle că părinții lor au plecat spre Roma din același sat, fără să știe unii de alții, fără să se fi cunoscut. Locul, deși acum departe de ei toți, ar trebui în planurile lor de viață să fie din nou cândva acasă. Ele sunt născute aici. Noi sigur o să ne reîntoarcem acasă pentru bătrânețe. Deocamdată acum suntem la muncă cu familia, suntem aici, stăm bine.
ne descurcăm bine, dar după ce om ieși la pensie, sigur, ne întoarcem acasă. Milioane de români au plecat să-și facă un rost și să își susțină familiile din România. Pentru unii, o alegere, pentru alții, ultima șansă. O realitate pe care un om precum Papa Francisc nu doar că o înțelege, mai mult îi dă un sens. Ceea ce cândva era exodul mamelor, a devenit între timp exodul copiilor. Iar în mesajul papei a fost cel mai frumos și mai curost dintre drumuri. Unul la care el îi dă șansă și speranța de a fi cu dus întors. Știi unde a început? De la UO. Asta e cel mai important. Vorbeam cu o prietenă și mi-a spus că ar trebui să fiu fericită că sunt în Italia, pentru că aici muzee, arte, cultură. E adevărat, le-am descoperit și sunt fericită pentru treaba asta. Dar i-am spus, tu știi că eu azi am mâncat un ou pifurit și nu știam ce să fac cu coaja. O femeie oarecare, printre alte femei oarecare. În Italia trăiesc foarte mulți români, mai bine de 1 milion. Avem un raport foarte strâns cu Biserica Catolică. Ne-au pus la dispoziție un număr impresionant de biserici pe care le-am transformat în biserici ortodoxe românești. Ele sunt nu doar loc de spiritualitate și credință, ci și un loc de întâlnire a românilor din Italia. 3 zile la rând am urmărit cu sufletul la gură toate evenimentele din România, pentru că și aici a fost transmis totul în direct. Și am avut marea bucurie să văd românii, să văd România, să ascult imnul național, să văd modul fantastic în care a fost primit Papa Francisc în țară. Jorge Mario Bergoglio s-a născut în Buenos Aires la 17 decembrie 1936, într-o familie de imigranți italieni, fiind unul dintre cei 5 copii ai unui muncitor de care ferată. A studiat chimie la Buenos Aires, iar în 1958 a devenit novice în ordinul iezuit. Mai târziu a obținut licența în filozofie, apoi a predat literatură și psihologie. A fost hirotonit preot în data de 13 decembrie 1969. Papa Francisc vorbește cursiv pe lângă spaniolă, limba oficială a Argentinei, italiana, limba maternă a părinților săi, engleza, franceza, latina, germana, limba în care și-a și redactat teza de filozofie și are noțiuni de portugheză. Acest papă este primul originar de pe continentul american, deși e născut din părinți italieni, și de asemenea primul papă iezuit. Părerea mea e că e cel mai important om din lume, deci, să vă spun, Biserica Catolică e răspândită pretutindeni. Deci, am avut chiar și în țările arabe și așa mai departe. Și... Dar faptul remarcabil e că continuă să rămână aceeași persoană, simplu, așa cum vedem noi la televizor. În sensul când te uiți, bă, uite, Papa Francesc a făcut gestul respectiv, ți se pare. Deci nu e că, e spontan, iese de la sine, așa e el. Simplu. Și cuvintele, și limbajul, modul de a vorbi, de... nu că folosește cine știe, că te pui, zici, băi, Doamne, ce se spune acum? Da, că vorbești cu el și... vorbești cum te simți tu, el îți răspunde în mod simplu și așa mai departe, deci fără... La scurt timp după începerea pontificatului său, Cetatea Vaticanului se găsea însă într-o oarecare derută. Noul suveran pontif, aproape total diferit față de predecesorii săi, a optat în loc să primească felicitările cardinalilor stând pe scaunul apostolic, așa cum prevede ceremonialul, să rămână în picioare, în mijlocul lor. Liderii mari ai lumii prin asta s-au caracterizat. Despre unul dintre ei s-a spus că e important în lumea asta să știm de el, pentru că e unul dintre cei oameni rari care nici după ce ajung mari nu încetează să fie buni. Ce frumos! Oamenii după ce ajung mari în funcții importante, de regulă să iau cu viața, capătă câte o doză de aroganță.
e questa rete sono le radici. Sapere che apparteniamo gli uni agli altri, che la vita di ciascuno è ancorata alla vita degli altri. I giovani fioriscono quando sono amati veramente, diceva Edward. Tutti fioriamo quando ci sentiamo amati, perché l'amore mette radici e ci invita a metterle nella vita degli altri, come quelle belle parole del vostro poeta nazionale che augurava alla sua dolce Romania: i tuoi figli vivano unicamente in fraternità come le stelle della notte. Acest papă vine cu sufletul pe masă. El ne arată sufletul lui oamenilor, de la cel mai simplu până la un șef de stat. Și nu se ferește să încalce protocolul dacă e de încălcat. Ne-am dezobișnuit să credem că merităm și ceva bun. Absolut. Și faptul că a avut nu generozitatea, ci a avut prezența de spirit și inteligența să spună în final că l-a impresionat țara, că ploaia l-a ajutat să cunoască țara, că n-a văzut peisaje mai frumoase. Ce vreți? Ce vreți mai mult? Deci, prin urmare, a fost și generos. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Questo mi ha fatto ricordare la profezia di un santo eremita di queste terre. Un giorno il monaco Galakion Ilie del monastero Sihastria, camminando con le pecore sulla montagna, incontrò un eremita santo che conosceva e chiese: «Dimmi, padre, quando sarà la fine del mondo?» E il venerabile eremita, sospirando dal suo cuore, disse: «Padre Galakion, sai quando sarà la fine del mondo? Quando non ci saranno sentieri dal vicino al vicino». Cioè, quando non ci sarà più amore cristiano e comprensione tra fratelli, parenti, cristiani e popoli. Quando le persone non ameranno più, sarà davvero la fine del mondo. Perché senza amore e senza Dio nessun uomo può vivere sulla terra. Sfinții al dumneavoastră, zic în România, nu vocesc niciodată. Au optat pentru anul 2019. Chiar îmi spunea, uite, în sfârșit s-a organizat vizita pentru asta cu multe luni înainte. Mi-aduc aminte de la școală, când am învățat, deci sunt la istorie și asta, și vorbeam, de istorie, geografie, mă rog. Și ne spune de stat, deci ca stat, statul Vatican. Și care ne spune, este statul cel mai mic și cel mai bogat stat din lume. Muncești pentru papa de la Roma? M-am gândit de multe ori, zic, de ce ar trebui să mă schimb pentru... Nu m-a constrâns nimeni. Nu m-a constrâns nici pentru, cum v-am spus inițial, mi-era frică pentru faptul că sunt ortodox. Nu mi-a venit nimeni să spună, băi Petru, deci vezi că dacă muncești aici și... Ce lucru care iese de la sine. Deci, nu știu dacă te scanează el sau dacă ești tu însuți. Ce te lași? Citit. Te lași citit. Deci în momentul când... Multe persoane, deci, aparte, deci e o persoană importantă. Tu când te găsești, mulți își pierd cuvintele. Am auzit multe persoane, deci în momentul când s-au găsit față de față sau să dea mâna cu el, ar fi vrut să-i spună 2000 de lucruri. În momentul respectiv se întâlnesc acolo și rămâne blocat, nu-i mai ies vorbe din gură, nu e. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Thank you.
Papa a știut să ne și măgulească, a știut să ne arate și că suntem păcătoși. Iar când ne spune, rugați-vă pentru mine, de fapt simt în subsidiar păcătosul, adică și eu sunt un om ca și voi, rugați-mă pentru mine, pentru că am o putere totuși în lumea asta. M-ați investit cu încredere, rugați-vă să pot să vă întorc această încredere, să vă răsplătesc cum meritați. În toate locurile pe unde a fost, oamenii au simțit acest lucru, ceea ce a fost cumva ca o aureolă, ca o răsplată pentru poporul ăsta care merită mai mult. De 30 de ani ne tot dorim mai mult, am sperat că se vor schimba lucrurile repede și nu se schimbă. De fapt, vedem că în toată lumea lucrurile sunt amestecate, cu bune, cu rele, raiul pe pământ nu există nicăieri. Și atunci, din când în când, după multe amărăciuni, și, să zicem, dezamăgiri, câte o undă din asta de încredere ne face bine, că noi oscilăm între dezamăgire, încredere, între bune și rele, între frumos și urât, și tentația de regulă este spre rău, pentru că așa e ființa omenească, Cartea Sfântă explică de ce e așa, și atunci am avut nevoie de acest lucru. Repet, ar fi foarte frumos ca în suflete să rămână întipărit, să nu dispară după 3 zile mesajul lăsat de papă. Ca să vă las așa cu o urmă de speranță, trebuie să vă spun că aici în curte la Academia Română ne așteaptă o doamnă care m-a căutat ieri, rugându-mă să-i găsesc calea cea mai scurtă, ca o scrisoare pe care a simțit nevoia să înceapă să o scrie, să se descarce de greutatea aia care a lăsat-o avionul care s-a ridicat de la Sibiu cu tot cu papa în el. Și este o scrisoare. Și ar vrea să ajungă cât de repede la domnia sa. Știe că sunt multe care vor ajunge, dar una dintre ele, să știți că va fi citită aici în partea dumneavoastră la Academia. Mă bucur tare mult. A fost o emoție ca atunci când l-am născut pe fiul meu, care astăzi are 18 ani, zilele astea am simțit aceeași emoție. Am avut impresia că Sfântul Părinte face parte din familia mea. Nu știu, atunci când a plecat avionul, am început să plâng, pentru că parcă îmi pleca cineva drag. Asta am simțit. Nu, și cred că foarte multă lume a simțit chestia asta. Mi cheamă Claudia, elivorei ringraziare per tutto quello che lei ha fatto questi giorni in Romania. Per tutta la sua gentilezza, bontà e amore che mi ha lasciato nel mio cuore e non solo a me. Ho cresciuto in una famiglia piena di molto amore. Per questo sembra că lei, padre, fac parte... Mesajele astea fac bine și Sfântului Părinte. Și sunt convins că în măsura în care poate, că bănuiesc că primește sute și mii de scrisori, le citește și a și spus într-un interviu altă dată că din fiecare învață câte ceva. Cu ce am rămas după vizita Papei Francisc? Suntem diferiți? Am avut ceva de învățat? Ne va ține minte? Mesajele lui au fost pentru pelerini, pentru presă, pentru oficiali, pentru fiecare în parte sau pentru noi toți. Ne-a lăsat cu întrebări și a dat răspunsuri, a ridicat teme și a coborât privirea. Ne-a binecuvântat, a beatificat, ne-a cerut să ne rugăm pentru el. Au fost 3 zile în care a trebuit să fie la noi acasă un papă ca să înțelegem ce bine ne stă când ne adunăm și când rămânem un timp împreună. Să nu uităm că mijloacele acestea noi de difuzare în masă, inclusiv rețelele de socializare, pe lângă binele pe care ni-l fac, că ne ajută să comunicăm repede, pun o barieră între sufletele noastre. E bine să revenim la comunicarea față în față, ochi în ochi, să avem o strângere de mână, câte o îmbrățișare din când în când, să ne transmitem energii pozitive și maniera de a face bine. Cred că iubirea și binele sunt noțiuni cheie care pot salva omenirea de la această înstrăinare sau risipire. Și asta a fost lecția pe care ne-a oferit-o. E papa un idol? E categoric un idol. Și uneori speranțele prea mari în idol pot fi și dezamăgitoare. Nu e cazul acum. Eu cred că exemplul lui va rămâne extraordinar. E un om care știe și să se retragă și să apară în față și să stea în umbră și să accepte atâta lumină cât să fie normală pentru o ființă umană.